tineretul ăștia, lasă că bătrânii au fost proști. De la invențiile bătrânilor s-au experimentat ăștia acum care se dau mari în școli. Exact, exact. De la ideile lor simple. De la ideile lor au plecat toate. Tot. Venit în Maramureș, un loc de o frumusețe aparte, aici la Sârbi. Hai să începem aici. Vedem o batoză, o batoză din aia veche. A, uitați cum arăta batozele. Lucruri vechi păstrate. Toate care funcționau pe baza apei. Inclusiv moară. Moară de făcut făină. Care, după cum se vede, încă mai funcționează. Acum a venit aici într-o perioadă în care lumea se odihnește, probabil se oprite. Aici agregatele, roțile. Iar aici peste drum o poartă maramureșană care ne întâmpină cu tradiționalul bine ați venit. Se pare că aici e cel care locuiește aici sculptat pe această poartă. Lucruri frumoase făcute din lemn, porți. Hai să vedem și angrenajul aici. Suntem chiar după o ploaie și de aceea se vede și culoarea apei. Dar are un debit foarte puternic. Aici în spate, Oruncia. Ia uite și o fântână cu acoperiș de șindrilă. Plină cu apă. Ia să vedem și partea din coace. Da, debitul e foarte mare de apă. Aici e loc unde să instalează vâltoarea. Acum se pare că e scosă din funcțiune. E scosă din funcțiune și văd că e pusă aici deoparte. Cu siguranță din cauza debitului mare de apă. Așa arată ea.
aici se pare că e un loc unde se poate lua masa pentru cei care vin în zonă să stea aici să asculte sunetul ăsta a apei. Siguranță din cauza vitezei apei o scos vâltoarea ca să nu o să nu ducă apa. Aici în imediata vecinătate surprindem niște lucruri foarte frumoase. Maramureșul și tradițiile vechi, obiecte vechi păstrate, lucrate frumos, lemnul unde aici primește un aspect mai aparte, îi se dă formă la orice ne uităm, ne încântă. Deci cum? În față aveți batuza de treierat. Așa. Vâltoarea era pentru spălat de timpul. Nu era mașină de spălat. Și schiule care pregătește materialul de lână înainte de confecționarea hainelor. Cam atât puteți vedea aici. Da, da, da. Și Horincea mai e funcțională. Da. Deci Horincea e funcțională. Da. Am înțeles. Și înseamnă că ce am văzut noi acolo e vâltoarea nouă, cum ne-a spus. Vâltoarea nouă, aia se pune după ce se retrag apele. Trebuie apa mică să fie când se montează. Am înțeles. Da, da, da. Noi am crezut inițial că e pusă vâltoarea acolo că să nu ducă apa. Nu. Deci asta e nouă. Asta e nouă. Așa, da. Se prinde acolo la mijloc cu niște grinzi de lemn. Uh-huh. Orice apă vine, nu duce. Da, am înțeles, deci și angrenajul care e acolo funcționează și acum pentru moră, că am văzut ceva moră de făină. Da, este moră de mălaie. Am înțeles. Deci tot e funcțional. Tot e funcțional și tot e pe apă. Tot e pe apă. Apa pornește tot de utilaj. Foarte fain. Nu există nimic pe curent, pe motorină, pe... Fain, fain. Vă mulțumim. Concepția bătrânilor. Producție bună și economie multă. Multă. Fără cheltuie. Exact. Și apoi, în tineretul ăștia, lasă că bătrânii au fost proști. De la invențiile bătrânilor, să experimentate ăștia acum care se dau mari cu scurt. Exact, exact. De la ideile lor simple. De la ideile lor au plecat toate. Tot. Am înțeles. Da. Frumos, frumos. Și mai sunt acei vâltori în zonă. Mai este una mai sus, pe partea stângă. Prima casă lângă drum, tot pe stângă. Tot pe stângă. Eu... construcție nouă și o portă de fier. Da, da, da. Și una în capătul satului, ultima casă. Am înțeles. Chiar mă gândeam că sunt acolo satele alea pe Valea Someșului și acolo ar putea fi exploatată foarte, foarte mult apa aia acolo, dar n-am văzut așa ceva acolo. Nu știu, nu știu de ce... E de bunăvoință. Așa, și oameni gospodari. Ăsta e un profit fără cheltuieli. Aia. Nu no. Poate face o rugă vâltoare să aibă cădere de apă. Cădere de apă, exact. No, vă mulțumesc tare mult pentru... plăcere. Deci am stat de vorbă cu... Vasile German. Vasile German. Vă mulțumim, domnul Vasile, mulțumesc. Și vă dorim multă sănătate și o zi frumoasă. Și eu vă doresc. Numai bine. Sigur.